Salut! Scurt pe repede înainte, îți ară cum să sincronizezi contul de YouTube cu cel de Discord. Deschizi Discord, te uiți în stânga jos lângă poza ta de profil și nume, apeși pe rotița asta și ajungi la setările contului tău. Setările sunt structurate pe categorii, noi avem treabă cu prima categorie User Settings, mergem pe ramura sau tabul Connection sau Conexiuni dacă aveți Discord în limba română, iar în dreapta va apare o listă cu multe aplicații pe care le puteți sincroniza cu Discord, cum ar fi PayPal, Reddit, Steam, TikTok, Twitter și așa mai departe. Pe noi ne interesează YouTube. Dacă nu apare în lista să vă duceți pe săgeata din dreapta listei. Pe săgetul asta din capătul rândului. Apoi click pe YouTube. Cel mai probabil vă deschide o pagină în browser, vă logați pe contul de YouTube, asta în cazul în care nu sunteți deja conectați, selectați contul vostru pe care vreți să-l sincronizați cu Discordul, apăsați pe allow sau permite dacă aveți în limba română și gata, ați primit notificarea conform căreia contul vostru de YouTube s-a sincronizat cu Discord. Dacă vreți să vă sincronizați și alte conturi, vă întoarceți pe Discord, selectați TikTok, spre exemplu, și faceți același lucru. Autorizați și în momentul de față primiți și notificarea acum că contul de TikTok a fost sincronizat și el cu discordul. Baftă! Sper că te-am ajutat!